Bun găsit, vorbim despre un fenomen interesant care se manifestă în România. Dacă până de curând abuzul sexual era un subiect tabu, din ce în ce mai multă lume a început să vorbească. În această săptămână s-a întâmplat ceva foarte interesant. ONG-ul Girl Up a organizat un protest în fața Inspectoratului Școlar București în încercarea de a le transmite autorităților faptul că deseori cadrele didactice ori comit abuzul sau hărțuirea sexuală asupra elevilor, ori încearcă să mușamalizeze cazurile. În această săptămână a fost lansat în paralel și în legătură cu această inițiativă și proiectul jurnalistic al celor de la Rise Project numită Catedra de Abuz. Este o platformă care va centraliza și va investiga cazurile de abuz sexual din școli și din universități. Și am vorbit cu cei de la Rise Project, sunt deja câteva zeci de cazuri semnalate în timpul foarte scurt care a trecut din momentul în care a fost lansat acest proiect, doar câteva zile. Vă prezint invitații cu care comentăm despre ce s-a întâmplat în această săptămână, dar și despre acest fenomen îmbucurător în România, înseamnă că ne însănătoșim. Vă prezint așadar invitații. Întâi invitata care este alături de noi în legătură directă prin Skype din Constanța. Este vorba despre Mihaela Chiper, este din partea Asociației pentru Victimele Infracțiunilor Sexuale. De asemenea, în platou alături de mine sunt doamnele Silvia Guță, psiholog, coordonator al proiectului Inner Relationship. De asemenea, este din partea ONG-ului Girl Up, care a organizat acest protest, Ingrid Zlotea, președinte Girl Up. Și, de asemenea, alături de noi este și domnul procuror Marian Trușcă și vă mulțumesc tuturor că ați acceptat invitația noastră. Aș începe cu Ingrid Zlotea. Voi ați organizat în această săptămână protestul. O să te rog să ne spui pe scurt ce s-a întâmplat acolo, pentru că inclusiv după protest a fost un moment care poate fi catalogat ca abuz. Da, protestul a început destul de bine. Am fost atenționați că va fi un echipaj de jandarmerie acolo și am colaborat cu ei pe parcursul protestului. Am vorbit atât eu, cât și fondatoarea organizației, cât și o supraviețuitoare a abuzului sexual în școli. Apoi, pe la sfârșitul protestului, fondatoarea noastră, Sofia Scarlat, a fost chemată înăuntrul Inspectoratului Școlar pentru a vorbi cu Răzvan Călugăreanu, un inspector adjunct, și a propus o masă rotundă împreună cu noi, Consiliul Național al Elevilor, poate și MEAI, prin care, sau în cadrul căreia putem vorbi mai mult despre soluțiile pe care le putem implementa pentru a soluționa acest fenomen. De asemenea, am primit un avertisment din partea jandarmeriei pentru că unii participanți la protest nu stăteau pe trotuar, stăteau cu câțiva centimetri pe carusabil. Am înțeles, era ceva foarte grav. Da, clar. Și peste asta, în timp ce discutam acel avertisment, un om mai în vârstă a venit și a început să hărțuiască verbal și fizic participantele protestului, inclusiv minore, și deși am semnalat acest lucru jandarmeriei, nu au făcut nimic, ne-au spus pentru că acțiunea a fost încheiată, nu mai este responsabilitatea lor să ne ajute, care a fost destul de ironic. Noi am fost acolo să protestăm împotriva abuzului sexual și totuși fix asta s-a întâmplat. Da, incredibil. Aș întreba în acest moment pe Mihaela Chiper, care este alături de noi în legătură directă prin Skype din Constanța. De ce și cum își explică, mai bine spus, acest dezgheț din România? Faptul că a început să se vorbească, faptul că un astfel de protest are loc în România, că poate anul trecut nu am fi avut un astfel de eveniment, nu s-ar fi întâmplat, nici măcar nu ar fi avut curajul să vorbească în public. Bună ziua! Este un alt nivel de conștientizare a ceea ce înseamnă abuzul sexual în general, la nivel planetar acum. Se discută de un an de zile și în Statele Unite o reală reformă în sistemul judiciar cu privire la instrumentarea violenței sexuale, dosarelor de violență sexuală, la îmbunătățirea practicilor pe care profesioniștii le au. Însă, în acest moment, noi suntem, da, într-o normalitate sau la începutul unei normalități. Mă scuzați. Suntem la începutul unei normalități. Revin imediat. Ok. V-aș întreba pe dumneavoastră, ca psiholog, ați avut deja astfel de cazuri? Au venit persoane care au fost supuse unor abuzuri sexuale și dacă ați observat vreun pattern care se repetă, vreun scenariu general al acestor cazuri? Aș putea spune că
pattern-urile au reieșit cumva încă de dinainte ca eu să intru în proiectul Inner Relationship, adică într-o cercetare pe care proiectul a derulat-o între 2016-2017, când obiectivul era cumva investigarea violenței din relațiile de cuplu ale tinerilor. În momentul ăla a reieșit la analizarea datelor o multitudine de situații de tip abuziv în care adolescenții erau implicați, de multe ori ca parte activă, de multe ori ca martori și, bineînțeles, situațiile respective nu vizau doar relațiile de cuplu dintre adolescenți, ci și două categorii sociale foarte importante pentru tineri, părinții și profesorii. Aha, și ei erau de cele mai multe ori, în rândul lor se găseau abuzatori. Ce vreau să spun este că întotdeauna contează rolul părinților și al profesorilor. Din păcate, abuzatorii, în special abuzatorii emoționali, abuzul sexual implică și un abuz emoțional extrem, fac parte dintre oamenii cei mai apropiați de noi. Și atunci or să fie membri ai familiei, oameni din școală, acolo unde petrecem foarte mult timp în prima parte a vieții și unde ne formăm. Și da, din păcate, dintre acești adulți se găsesc și unii mai puțin responsabili sau cu repere mai puțin clare, poate influențați de propriile traume din trecut, care tind să repete niște tipare abuzive de interacțiune cu copiii, în primul rând, și apoi tiparele astea de relaționare se perpetuează. Deci cumva începe din copilărie, continuă în facultate de cele mai multe ori, nu? După aceea, la vârsta adultă, se poate întâmpla la serviciu. Domnule procuror, ce cadru legislativ avem noi în România? E acoperită zona asta din punct de vedere legal? Aveți cu ce lucra? Da, din punct de vedere al reglementărilor legale, nu sunt mari probleme, în sensul că toate acțiunile din spectrul abuzului sexual sunt incriminate, de la viol până la forme mai ușoare, să zicem așa, de abuz sexual. Sub acest aspect nu aș spune că există probleme semnificative. Sigur că legislația nu este niciodată perfectă și există zone care pot fi îmbunătățite, însă sub aspectul temeiului legal, așa cum spuneam, lucrurile sunt destul de bine reglementate. Bun, cum se explică totuși, citeam într-un interviu pe care dumneavoastră l-ați dat în presa scrisă, pentru Libertatea mai precis, cum se explică faptul că în soluționare sau în instanță ajung aproape 15% sau nici măcar 15% dintre ele? Da, aici cauzele sunt foarte complexe și pleacă în special de la incapacitatea în general a organelor judiciare de a trata aceste cauze cu un profesionalism superior, să spun așa. În principiu, toate aceste cauze sunt în competența organelor de urmărire penală generale, în competența organelor de poliție, care de cele mai multe ori nu beneficiază de o pregătire specializată, astfel încât să trateze aceste cauze potrivit specificului lor. Aici sunt niște particularități în investigarea acestor cauze, asupra cărora a tras atenția inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și anume particularități psihologice sau vulnerabilități specifice, da, victimelor abuzului sexual. Trebuie să știi cum să vorbești cu ei. Trebuie să știi cum să vorbești, în primul rând cu victima, sigur că da, trebuie să știi cum să realizezi procedeul probator al audierii, pentru că de multe ori de aici ne rezultă singurele probe directe și așa mai departe, trebuie să știi cum să investighezi, așa cum spuneam, în funcție de specificul acestui tip de infracțiuni, care nu seamănă cu nimic, sunt foarte dificil de investigat, chiar în raport cu alte infracțiuni contra persoanei. Bun, și aici, Mihai Lachiper, trebuie să spunem, voi ați avut un rol important în a schimba măcar o mică parte din modul în care se desfășoară această investigație, modul în care se desfășoară interogatoriile, dacă putem să le numim așa, ele de fapt, cred că mai corect ar fi numite interviuri, audieri. Da, e un termen destul de greu atunci când te gândești că e vorba de un copil care, dacă nu e supus unui interviu sau unei audieri corecte, ajunge să retrăiască această traumă, nu? Da, în Statele Unite se numește trauma informed investigation. Pentru că este un concept pe care încercăm și reușim și noi să-l aducem în acest moment în prim plan. În jurisprudența națională se întâmplă ca de cele mai multe ori, cel puțin în această cazuistică abundentă care rămâne netrimisă în instanță, se întâmplă ca un copil să nu fie crezut
dacă se ajunge la o audiere bună sau ca un copil să nici măcar să nu poată verbaliza abuzul. În momentul în care se intră pe, în instanță, în sala de judecată, un astfel de caz ajunge apoi să fie tratat din nou cu miturile acestea cu care operează în mod obișnuit oamenii nepregătiți, nepregătiți să accepte că există abuz sexual și cu victime copii și cu consecințe atât de grave. Și tocmai elementele care țin de reacția la traumă devin acele elemente care blochează cazul. Pentru că victima unui abuz sexual experimentează o traumă majoră și nu poate să gestioneze și nu poate să aleagă felul în care reacționează. Dacă îngheață, dacă fuge sau dacă se luptă. Ori exact absența acestei reacții pe care la nivel rațional o caută adulții din sisteme, copiii care trec prin abuz sexual, face să aprecieze că faptul că nu a vorbit despre abuz sau faptul că nu a reacționat respingând, luptându-se să reziste abuzului, sunt în defavoarea victimei. Practic, victima nu doar că nu este crezută, ci este învinovățită suplimentar de reacția pe care a avut-o, fără ca profesionistul cu care el a interacționat, măcar să fi sondat elementele principale ale faptei pe care copilul putea să o relateze. Din acest punct de vedere, suntem în avantaj. Echipa pe care Marian Trușcă a consolidat-o la Parchetul Capitalei, folosind încă din 2016-2017 un instrument de audiere standardizat la nivel internațional, este un ghid de protocol de interviu, care nu este niciun fel intruziv și care lasă copilul să exprime liber toate evenimentele care țin de traumă, dar și altele care pot fi comparate din tipul său de comportament, atunci putem obține o mărturie foarte bună care poate fi evaluată și de către psihologi din punct de vedere comportamental și din punct de vedere al credibilității, acesta este teritoriul domnului procuror. Noi am încercat, practic asta am urmărit și am reușit, să copiem acest tip de anchetă care pune copilul și mărturia lui în centru și am dat și altor procurori din țară o infrastructură pe care să o poată utiliza în acest scop. Este vorba despre camere de audier pe care le-am realizat anul trecut cu finanțarea Asociației Zi de Bine în 7 parchete din România, parchete de tribunale, unde regulile treptat s-au schimbat prin contactul pe care acești procurori din țară l-au avut întâlnindu-l pe Marian Trușcă și aflând despre modul în care în Parchetul Capitalei se investigează aceste abuzuri. În felul acesta, la Parchetul Capitalei s-au dublat rechizitoriile într-un timp relativ scurt, doar pentru că s-a creat un circuit instituțional care direcționează copilul către un contact direct cu procurorul. Asta înseamnă un management central la procuror și asta e ceea ce încercăm să obținem acum, pentru că este cel mai înalt nivel de responsabilitate din sistemul judiciar în acest moment în România, iar procurorul poate pe de o parte să protejeze copilul în timpul unei audieri de bună calitate și poate în același timp să instituie niște măsuri de protecție rapide și de la nivelul lui de responsabilitate. Și este meritul vostru și meritați într-adevăr. Felicitări pentru ceea ce ați reușit să faceți. Ce aș întreba totuși? Vorbeam ceva mai devreme de pattern-uri care se repetă, de scenarii care se repetă. Care ar fi cele mai des întâlnite? Pentru că tu ai auzit de foarte multe cazuri. Protestul vostru a fost bazat pe astfel de cazuri reale. Ne spuneai că a fost inclusiv o fată abuzată care a participat, care a fost victima unui abuz sexual și care a participat la acest protest. Da, cu adevărat. Un lucru pe care l-am făcut pentru pregătirea protestului a fost să strângem aproape 50 de testimoniale de la elevi și studenți din toată țara, unele fiind despre incidente care s-au petrecut acum 15 ani, unele fiind despre incidente care s-au întâmplat acum câteva luni. Uh-huh. Deci putem să ne dăm seama că aceste lucruri se întâmplă în continuare. Și se repetă, da. Exact. Este destul de greu să vorbim despre un tipar neapărat, pentru că abuzurile ce se întâmplă se pot manifesta prin comentarii obscene, libidinoase, hărțuitoare, sau să se ducă până la relații sexuale întreținute de profesori cu minori sau, să fim sinceri, copii. Da.
Tiparul care există, dacă ne mutăm puțin din sfera cazurilor care ajung în instanță, la cele care nu sunt raportate, este faptul că de foarte multe ori victimele sunt descurajate de a vorbi despre ce li s-a întâmplat. Când se duc la alt profesor, la un diriginte, pentru a vorbi despre lucrurile prin care a trecut, li se spune că poate și-au imaginat ei și de fapt nu a fost atât de rău, sau și mai mult dacă se duc la direcțiunea școlii, li se spune că mai bine nu ducem cazul acesta mai departe pentru că ar avea un impact negativ asupra reputației acelei instituții sau a reputației unui profesor. Inclusiv când fondatoarea noastră, Sofia, s-a dus înăuntrul inspectoratului, inspectorul adjunct i-a spus că inspectoratul ar vrea să primească presă pozitivă care se concentrează doar pe realizările profesorilor și cadrelor didactice. Și asta este un motiv foarte important pentru care aceste cazuri sunt mușamalizate, pentru că nu vrem să recunoaștem că este un fenomen atât de răspândit și atât de amplu și acest lucru are un impact excesiv de dăunător asupra victimelor. Și poate ar trebui să spunem, domnule procuror, care sunt situațiile în neregulă? Pentru că aici putem vorbi și dumneavoastră a spus foarte corect ceva mai devreme, că e atât de largă și de amplă această chestiune încât e greu să intri concret în ea. Ei, avem o atmosferă creată de glumițe cu tentă sexuală, avem apoi atingeri, avem condiționări, dacă nu faci asta nu o să iei notă de trecere, de exemplu. Unde începe abuzul și unde lucrurile devin și mai grave? Care ar fi gradele? Este o graniță destul de fină, destul de sensibilă între acele acțiuni care se situează în afara, să zicem, spectrului infracțional și cele care depășesc această limită. Trebuie să știm că, în general, abuzatorul sexual care comite abuz asupra copilului nu este o persoană violentă. În general, toate acțiunile care conduc de multe ori la abuz sexual sub diverse forme încep prin acțiuni specifice curtatului, așa numitul grooming. Glumițe, aluzii, invitații și așa mai departe. Multe dintre aceste acțiuni luate ca atare nu se situează într-o sferă infracțională, dar de multe ori premerg, cum spuneam, comiterea unor infracțiuni. Sigur că ele pot constitui în sine încălcări ale demnității persoanei, sigur că pot îmbrăca forma unor abateri disciplinare. Dar în momentul în care lucrurile ajung la atingeri, la invitații concrete privitoare la raporturi sexuale, deja vorbim de intenții de altă natură și vorbim de o sferă care îmbracă, de acțiuni care pot îmbrăca conținutul unor infracțiuni. Sigur că de la caz la caz putem stabili lucrurile astea. Bun, auzeam într-o întâlnire la care dumneavoastră ați participat, un eveniment la care dumneavoastră ați participat în această săptămână și în care s-a vorbit despre abuzul sexual, spuneați că se întâmplă de foarte multe ori ca în astfel de cazuri să simți pur și simplu că e ceva în neregulă. Și asta vreau să vă întreb, cum poate să își dea seama un părinte al unui copil care nu știe să explice, pentru că dacă vorbim de un copil de grădiniță, poate chiar, pentru că sunt și acolo cazuri de abuz sexual, un copil de grădiniță sau un copil mic care este abuzat de un vecin sau de o rudă, cum poate să-și dea seama și victima și mama acelui copil că e ceva în neregulă? Cred că felul în care ați formulat acum e parte din cheia pentru genul ăsta de situații, așa cum ați zis, și mama și victima. Din păcate, această rezistență majoră pe care societatea noastră o manifestă la deschiderea subiectului abuzurilor sexuale are la bază și un factor legat de cine sunt oamenii, adulții, din momentul de față, capabil să deschidă conversația asta și să o întrețină. Ei bine, acești adulți, generația asta de oameni, e o generație care a trăit foarte, foarte multe abuzuri. Mulți dintre ei și-au început viața sub regimul comunist, au trăit o copilărie și o adolescență în așa zisa tranziție. Mulți dintre ei sunt victime ale abuzurilor, de toate felurile, inclusiv abuzuri sexuale. Și dacă vorbim de abuzurile prin care au trecut femeile în ultimele 50 de ani în spațiul nostru, vorbim inclusiv de interzicerea dreptului la avort, vorbim de o oarecare distribuție tradițională a rolurilor și a
sarcinilor în interiorul familiei. Femeia întotdeauna în spațiul nostru tradițional e însărcinată cu munca emoțională, cu munca domestică, toate lucrurile astea fiind parte din datoria pe care femeile o au ca să fie mame bune, ca să fie soții bune. Ei bine, de multe ori abuzurile sexuale au fost trecute sub tăcere tocmai pentru a respecta astfel de imagini, astfel de reguli sociale impuse, că sunt scrise sau că sunt nescrise. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne punem întrebarea asta în legătură cu noi înșine și să avem curajul să confruntăm trecutul. Ce ar trebui să facă o mamă a unui copil abuzat, care află că s-au petrecut niște fapte? Cum ar trebui să reacționeze? În primul și în primul rând, e nevoie de sprijin. Și e nevoie de sprijin specializat de cele mai multe ori, dar oamenii vor căuta mai degrabă sprijin personal, vor merge în relațiile apropiate, vor căuta un prieten sau o rudă care să încurajeze, să manifeste încrederea și toleranța pentru veștile respective, oricât ar fi de groaznice. Așa că, respectând această nevoie a oricărei victime sau a oricărei mame, a oricărui martor la un astfel de abuz, de a procesa întâi informația și de a avea un spațiu sigur pentru a discuta despre asta, cred că trebuie să ne pregătim să facem față acestor discuții și să construim spațiul ăla sigur pentru ca ele să aibă loc. Da, Mihaela Chiupere, e foarte interesant ce spunea doamna psiholog ceva mai devreme. E vorba de generații întregi care au fost supuse la diverse forme de abuz. Nu ar trebui să ne mire așadar faptul că avem o societate în care femeia este considerată victimă, femeia este considerată vinovată, nu victimă, pentru că a avut fustă scurtă, de exemplu, și a căutat-o cu lumânarea, nu? Așa se spune în popor, că de ce avea fustă scurtă, că de-aia au violat-o 7 bărbați, nu? Deci n-ar trebui să ne mire faptul că se întâmplă aceste lucruri, inclusiv acel caz extrem de mediatizat din Vaslui, cu fata care a fost violată de 7 băieți. Da, dar acestea sunt de mentalitate care e recurentă și nu e de 10 ani, sunt câteva milenii în care femeia a fost marginalizată și rolul ei redus la procreere sau îngrijirea familiei și de aici viziunea aceasta redusă asupra ceea ce înseamnă femeie, feminitate. Dar nu cred că suntem acum în momentul în care a vindecat toate aceste istorii deja ancestrale. Pentru că sunt multe cazuri care ajung la noi de mame care au trecut prin viol la vârste fragede de 13 ani, care nu au putut să oprească să se întâmple asta fiicelor lor. Adică deja vorbim despre o traumă transgenerațională. În acest moment, însă, în completarea a ceea ce spune doamna psiholog, este important ca adulții cu care acești copii ajung la dezvăluire să trimită aceste fapte către sistemul de justiție, pentru că ăsta e și motivul pentru care se perpetuează acest fenomen. Senzația aceasta de impunitate pentru agresorii sexuali, se sesizează fapte, nu sunt instrumente științifice pentru instrumentarea lor, practic se pierd copiii, se pierd victimele între sisteme, sistemul de protecție socială, sistemul de justiție, sistemul de sănătate care ar trebui să-i ajute să se reechilibreze. Și nu există presiune practic pe sisteme să găsească soluții care să ajute la reechilibrarea acestor victime. Este o suferință foarte mare pe care acești oameni o vor purta toată viața și știm că vor continua, adică din studii internaționale se știe că îi continuă să experimenteze fie din rol de victimă, fie din rol de agresor, să înțeleagă ceea ce i s-a întâmplat, trauma pe care a trăit-o și care nu este ușor de dus de unul singur. Fără un ajutor, prin identificarea abuzului, prin justiție și prin a găsi un profesionist pregătit să instrumenteze și să aducă toate instrumentele acestei victime pentru a se reechilibra, noi nu ajungem într-un moment de conștientizare a acestei suferințe, de acceptare și de vindecare. Da, te rog.
Ori acum nu ar trebui să ne canalizăm întreaga energie spre a aduce aceste cazuri în justiție. Din punctul nostru de vedere, aceasta este soluția și mă bucur tare mult că este Ingrid aici alături de noi și că toate campaniile lor aduc multă vizibilitate asupra acestui fenomen, pentru că pe noi școala ne interesează din două perspective, nu doar aceea a spațiului în care ajung persoane dezechilibrate, persoane care sunt prădători sexuali și pentru care poate nu există o scalare, un sistem de identificare precoce. Sunt fete care trec prin abuz sexual în proximitatea profesorilor, administratorilor de școli. Avem un caz cu care a ajuns la noi al unei tinere care după 10 ani a dezvăluit abuzul, l-a confruntat pe abuzator și acesta a devenit suspect la distanță de 10 ani. Există cazul unui profesor, tot din cele pe care noi le-am gestionat, care a fost trimis în judecată și este în arest în acest moment și se intervine în comunitate, într-o comunitate din județul Constanța, pentru a normaliza relațiile dintre ceilalți profesori care au, să spunem, tolerat acest abuz timp de mulți ani de zile, cunoscând detaliile comportamentului acestui profesor, dar în același timp avem foarte mulți adulți responsabili în sistemul de învățământ pe care noi i-am întâlnit și care sunt pregătiți să învețe mai mult despre cum să identifice semnele abuzului sexual și cum să plece cu el către instituțiile competente să-l investigheze. Și pentru că mai avem, da, pentru că mai avem foarte puțin timp, din păcate, la dispoziție. Domnule procuror, ce trebuie să facă o persoană care este victima unui abuz sexual? Să se sesizeze, foarte unde scurt. Unde se duce? La poliția locală? La unde? Trebuie să înțelegem ideea de bază că orice formă de abuz sexual, indiferent cât de credibilă pare la prima vedere, indiferent cum este dezvăluită, trebuie să facă obiectul unei cauze penale. Să sesizeze organele de urmărire penală, în principiu orice organ de poliție sau organ de poliție apropiat sau un parchet. De aici lucrurile ar trebui să intre într-o logică și investigativă și trebuie luate niște măsuri cât se poate de adecvate. Dar principala problemă, într-adevăr, a abuzului sexual este aceea că nu sunt sesizate. Uh-huh. Cifra neagră a criminalității, așa cum se numește în criminologie acest fenomen, pare a fi destul de mare. Ca atare, orice fel de situație de abuz sexual trebuie sesizată și în contextul ăsta aș vrea să remarc și eu această inițiativă a doamnelor și domnișoarelor de la Girl Up, pentru că ele au atras atenția asupra acestui fenomen și cred că este de natură să încurajeze această necesitate a sesizării. Faceți mai departe, continuați proiectul, mai pregătiți, aveți un proiect în desfășurare, poate în afară de catedra de abuz? Da, cu siguranță. Ceea ce vrem să facem pe parcursul verii și în următorul an școlar este să organizăm ateliere pentru elevi, studenți și profesori în care să vorbim exact despre cum se pot identifica tipurile de abuz, drepturile pe care le au elevii și studenții și ce pot face, cum pot sesiza un caz în cazul în care sunt martori la unul sau în care sunt supuși la unul. Deci să facem toate aceste resurse și informații cât se poate declare. Noi ținem legătura și te susțin. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Îi mulțumesc foarte mult și Mihaela Chiper. Pun punct aici discuției noastre. Ne revedem la ora 12 la jurnal.